Bună dimineața și bine v-am găsit! În această ediție vom afla ce și-a desfăcut Loredana Groza în Abu Dhabi. Cracii! În următoarele minute, nu chiar acum, nu chiar pe moment, nu de voala. Vom afla prețul unei garsoniere minuscule în municipiul Cluj, Napoca. Felicitări! Iar la sfârșit vă dau o soluție. Cum putea face România ca să câștige mai multe medalii de aur la Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing? Da. Corect, corect. Vedeți? Energie. Yeah! Energie. Ziua internațională a bateriei. A? O simți pe asta. Ziua internațională. Ne-am încărcat bateriile cu cafea de pe site-ul buymeacoffee.com/nicubendea. Cafea bună primită de la Căciulă, vechiul meu prieten Căciulă din Cujir. Acum adus la Londra. Mulțumim frumos. Nu uita site-ul buymeacoffee.com/nicubendea. Exact. Așa îmi place când vedeți, vedeți ce înseamnă, domnule, să ai echipă, să ai birou. Îți băgăm și calculator. Mulțumesc. Cafea nu-ți dau. Poți juca CS? Counter-Strike. CSC. A. Mă joc Counter-Strike. Să te joci Counter. Contra cui? Hai că facem glume de rahat și să crezi minutele, nu mai avea bandă, etc. Doamne, a zis Mitica Dragomir, ca să-l înțelegi pe Gigi Becali, doamne, ai nevoie de studii de medicină. Ca să-l înțelegi pe Becali, ai nevoie de studii de medicină. Nea Mitica Dragomir, spune-ne și nouă, ce studii? De medicină veterinară sau de medicină legală? Nu? 40.000 de euro. Cât costă o garsonieră de 11 metri pătrați în Cluj-Napoca? Știți că s-a închiriat cu 180 de euro și Ardeleanu a simțit că e pe val și a zis, bă, acum e momentul să o vând. 40.000 de euro, 11 metri pătrați, să vinde cu chiriaș cu tot. Serios? A pus-o la vânzare? Da, a pus-o la vânzare, da. A. O iei care încăpea aici, într-o margine de studio. Da. S-a intrat polul și oricăm cu polul sus și o punem acest studio. Nu contează. Extraordinar. Deci se vinde garsoniera. Cine e interesat de ea? Partidul USR, că s-a făcut Sander, s-a dezmembrat, că a plecat Cioroș și acum partidul a rămas pe mâna lui Drulă, fără nicio legătură cu Drulă, Bianca Drăgușanu. Ce-a făcut? Ce-a făcut? Ce-a deschis? Cum? Bianca Drăgușanu, da. Era Loredana Groza. A, Loredana? Bianca Drăgușanu a pozat goală într-o cadă de baie, acoperită de petale de trandafir. Trandafir. De 500 de euro. Încă o victimă a facturilor la gaz și la electrică, săraca, nu mai are nu mai a avut plapumă. Au vândut și plapumă din pe ea. Exact, totul, vedeți, săracii, ce am ajuns. Și acum la subiectul tău, că deja te trimur, Loredana Groza în Abu Dhabi a fost la nuntă la Burcici, a fost la Burj la nuntă. Dar nu o zic pe asta, o zic, știți poza aia, trebuie să mai punem și noi poze, mă, Vlade, mă, îți iau calculatorul, îți iau PDF și creion, ai? Țeruz-o pe hârtie, e poza aia în care era Loredana mărime cu naturală. Cu minunea aia de copil. Da, cam așa era, deci era, el o ținea de mijloc. Ceva miroase pește. Pește bun în Abu Dhabi. Iar Loredana Groza s-a încălzit puțin și și-a desfăcut picioarele gen Sharon Stone. Și-a desfăcut picioarele că chiloz nu mai poartă după vârstă, că chiloz nu avea pe ea, că chiloz nu mai ține. Domnule, așa și-a desfăcut picioarele. Știți cum sunt ușile la benzinării? Deci așa și-a desfăcut. Glisante. Exact. Și-a dispărut cameramanul. L-a subt? Și camera. Și camera. Și totul. I-a făcut colonoscop. Colpo la femei. Da. Te apropii. Iar un pensionar din Marea Britanie și-a găsit proteza după 11 ani. La Loredana? Fără nicio legătură. Ci că omul se îmbătase, englezul se îmbătase în urmă cu 11 ani în Spania. Și-a găsit și o cameră. Și-a găsit și o cameră. Când a băgat cineva mâna după, dar deja devine scârbos subiect, oricum v-ați prins, da? Aveți grijă în fața cui vă deschideți picioarele și ce gaura neagră poate să... Ioi, buymeacoffee.com/nicubendea. Aveți grijă la ce benzinării băgați pompa. Alimentați, mă, alimentați. Da, și ce mâncați? Greierul de casă a devenit aliment comestibil în UE. Ce? Greierul de casă. Este greier de casă și greier de... Ar trebui să fie greier de garsonieră. Și comestibil, deci îl mănânci. Că oricum n-ai spațiu în garsonieră de 11 metri pătrați să ții frigider. Și atunci ții greieri. Nu? Psst, ce faci? Mi-e foame, caut mâncarea. Greierul, știi, auzi cântând greierul, cri, 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 taci că te mânc!
Așa, ar trebui să vină la care făcea emisiunea Cum să trăiești în junglă, știi? Exact. Bear Grylls. Bear, 11 da. Metri pătrați. 11 metri. No, să trăiască el într-o garsonieră și fără greieri, da? Dar l-am mâncat Snickers, m-am citit eu. Olimpiada de la Beijing. Beijing trebuia să se denumească. Mergea tot Vasluia acolo, concura și cumva luam și o medalie. Am zis eu de aur. N-am luat nicio medalie, nici nu o să mai luăm. Deci performanțele sportivilor noștri, îi iubesc, îi ador. Performanțele sunt așa. N-a căzut. Bravo! Ești pe ultimul loc. Campionul nostru, da? Ungaria. 3 medalii. Una de aur, 2 de bronz, da? În condițiile în care forma de relief cea mai înaltă la ei în țară e topoganul de la Hoidu Soboslo. Ai mai zis-o? E, da, în spectacole. Nu, ai zis-o cafea. Bă, vezi că te scot din... Bine, cea mai înaltă... Din grillă. Din Bear Grillă. Cea mai înaltă formă de relief din Ungaria este cișmeaua de la băi de la Giulo. A, îți place? Așa da. A, așa da. Dar ce-au făcut ungurii? Ori naturalizat chinezii, oricum chinezii au sportivi de dau afară, știi? Și îți doi frați chinezi, bă, și aia iau medalii la short track, la patinaj de ăla de se prinde cu unguri. Da, Liu Xiu și Liu Senior. Nu contează. Deci ei ce fac? Naturalizează chinezi. Noi ce facem? Naturalizăm vietnamezi care ne construiesc blocuri. Și prin care ne micșoară. N-ați observat că în Cluj Napoca toate sunt de dimensiunea primarului. Garsoniere mici, drumuri mici, străzi mici, probleme mari, bani mici. Da? Aveți grijă, așa că... Dar de ce stau temiș? Ce-i cu boca asta? Dar despre asta, în ediția următoare, ne-am impus ca cafeaua să dureze mai puțin, pentru ca să aveți timp să o repovestiți prietenilor atunci când ieșiți la altă cafea sau de ce nu să le dați link-ul aici pe YouTube. Mulțumesc pentru subscribe, share, link, intrați și pe Facebook, așa acolo postăm lucruri de... Tata groaza! E tata minunea! Weekend plăcut, toate cele bune, aveți grijă, urmează dragobetele, adică Valentinsul pe vechi. Alți bani, alte distracții. Alți bani. Tași, băi, din gură că tu ești numai în relație, voi țineți numai Valentine's, nu? Noi ăștia cu vechi ștate de plate, no, noi avem și Valentine's dragobete, factură la gaz, factură la închide. Și biroul ăsta nu poți să-l duc acasă? Îl poți duce, dar l-aduci la cafea următoare. Da, de unde? Cu garsoniere cu tu. Cu garsoniere. Cu garsoniere cu tu. Fain, mersi că mă...